Hey people, sunt Vlad Codreanu, v-a fost dor de mine și lor tot le-a fost lor, colegilor mei care au coșmaruri când mă văd. Dar eu pe unii prind, acolo îi prind la întrebări. Azi continuăm seria de răspunsuri descurcărețe la niște întrebări haioase. Deci, să-i dăm drumul. Dar mai întâi de toate vreau să vă zic că acest vlog este alcătuit din două părți. Prima parte este aceasta, iar cea de-a doua parte o vedeți aici sau în descriere. Pentru că colegi sunt mulți și întrebări sunt multe. Iar ca să nu vă plictisiți, am decis ca de data aceasta să fie acest video din două părți. Așadar, vă doresc vizionare plăcută! Națiunea lui Mahomed. Națiunea? Islam. Turci. Turci. Utilă la berberit. Poftim? Utilă la berberit. Utilă la berberit, la. Opusul podelei. Bun. Împărat la ruși. Împărat la ruși. Împărat la ruși. Țar. După tic. Pătic vine tic-tac. Pătic vine tic-tac. Cusut la poale. Cusut la poale. Sacou. Nu, că am uitat. Tiv. Poftim? Tiv. Tiv. După care luptă a murit Mihai Viteazul? Asta e complicat. Asta e din istorie. După ultima lui luptă. După ultima lui luptă. Până unde intră un iepure în pădure? Până unde? Până în mijlocul pădurii. Da. Când este o găină mai grea? Când este mai grea, când are ouă. Când cucoșul e pe ea. Unde a fost semnată declarația de independență? Unde? Jos în colțul paginii. Cum se spune corect? Pană de vulpe în pălărie sau pe pălărie? Pană de vulpe pe pălărie. Încă o dată întrebare. Cum se spune corect? Pană de vulpe în pălărie sau pe pălărie? Vulpe n-are pană. Cum poate rezista un om 10 zile fără să doarmă? Cum poate rezista fără să doarmă? Să stea culcat. Simplu, doarme noaptea. De ce visează oamenii? Visează pentru că să le pară o viață mai frumos. Ca să nu se plictisească în timpul somnului. Ce înseamnă un bărbat norocos? Să aibă o femeie frumoasă lângă el. Lângă el. Dar o femeie norocoasă? Norocoasă. Ultima întrebare. Sunt 3 camere în care ești obligată să intri și să alegi în care ai vrea să supraviețuiești. Prima cameră, plină cu criminali înarmați și sunt gata ca să te ucidă. A doua cameră, sunt 2 lei nemâncați și în care te-or mânca deodată. A treia cameră, plină cu gaz toxic. În care vei alege? Gaz toxic? Mai de ce? Nu, cum vreau să iei? Cum vreau să iei? Că e mort, vine! Nu, dacă e vorba de bani, da, e în buzunar. Dar dacă e animale, cumva poate îi îmblizești? Sunt animale și ei nu au mâncat 5 ani. Nu au mâncat 5 ani? Da, și tu dacă ai sentea, să te mănânci deodată. Erau un băiat și... Mulțumesc! Mulțumesc, Carolina!
Natalia Duminică. Națiunea lui Mohamed. Națiunea lui Mohamed? Musulmani, scrieți, da. Turci. Turci. Păi poți fi și arab și catar și ce mai există acolo și toate alea. Utilă la berberit. Utilă la berberit. A, utilă. Spuma, nu știu. Lama. Lama, da, și spuma tot. Opusul podelei. Podul. Împărat la ruși. La ruși? Nicolae, nu știu, erau mai mulți. Țar. Țar. După tic. Tac. Cusut la poale. Catrință, nu știu. Tiv. De ce visează oamenii? De ce? De minuni, că nu-i ajunge. Ca să nu se plictisească în timpul somnului. Ce înseamnă un bărbat norocos? Care are de toate și, de, și nimic pentru asta. Dar o femeie norocoasă? Femeie norocoasă cred că este cea care se simte împlinită cu bărbatul lângă ea. Da, și fără el. Un bărbat norocos este acela care poate câștiga mai mult decât poate soția lui să cheltuiască. Aha. Dar o femeie norocoasă este aceea care s-a măritat cu acest bărbat. Care nu poate cheltui toți banii. Care a fost primul bărbat care a spus e nevoie de o femeie în casă? Explicație, meșterul Manole. Da, și-a lăsat-o pe săraca Ana tot acum. După care luptă a murit Mihai Viteazul. Mihai Viteazul, după care luptă? După ultima lui luptă. Genială, точно. Până unde intră un iepure în pădure? Până când nu-i mai frică, nu-l apuc. Întoarce și duci înapoi. Până la jumătate, că de acolo de-am iesă. Când este o găină mai grea? Când e plină cu ouă. Când e cocoșul pe ea? Păi, e cocoșla. Unde a fost semnată declarația de independență? În josul paginii. Cum se spune corect? Pană de vulpe în pălărie sau pe pălărie? Dar vulpe are pene? Vulpe parcă nu are pene. Cum poate rezista un om 10 zile fără să doarmă? Dormi noapte. Asta știam. Sunt 3 camere în care ești obligată să intri și să alegi în care ai vrea să supraviețuiești. Camera 1, plină cu criminali înarmați până în gât care te-ar face praf deodată. Camera 2, o cameră plină cu lei care nu au mâncat de 5 ani. Camera 3, o cameră cu gaz toxic. Cred că prima. De ce? Găsesc eu o limbă cu mult cu tăzbunați. Tu dacă intri acolo, e deodată, te împușcă, te taie, te... Da, dar lei ești frumos, dar acolo e toxic, nu știu, mă. Rămân în coridor. Răspunsul corect... În camera 2, pentru că un leu care nu a mâncat 5 ani, este mort. A, 5 ani mi-a spus 5 zile, mă scuzați, da! Cum se numesc rudele papii? Papii, nu știu cum. Papa rude. Hai mai departe. Dar cum se numesc nașii papii? Papa naș. Îți mulțumesc mult, Natalia. Ca o visare, ca o chemare, în viață mi te-ai arătat. Ca o vâltoare, ca val de mare, tu sufletul mi-ai frământat. Tatiana, națiunea lui Mahomed. Mahomed, nu
știu așa personaj, ceva de la Egipt. Egiptul, nu? Turci. Turci. Ah, da, păi n-ai pus accent corect, Mohamed. Mohamed. Așa, Mohamed. Utilă la berberit. Lama. Opusul podelei. Podul. Împărat la ruși. Țari. După tic. Tac. Cusut la poale. La poale multă. Nu știu, sacul. Nu știu, rochia. Care e primul bărbat care a spus e nevoie de o femeie în casă? În casă? Un bărbat înțelept, deștept. Explicație, meșterul Manole. Da, dar nu știu, așa că a zidit-o. Nu știam că a vrut-o în casă, pentru că a vrut-o în cetate. După care luptă a murit Mihai Viteazul. După ultima lui luptă. Până unde intră un iepure în pădure? Până unde îl prinde prima frică. Până la jumătate, că de acolo deja iesă. Da, e picos, la zic. Când este o găină mai grea? Când trebuie scoat ouă. Când cucoșul e pe ea. Unde a fost semnată declarația de independență? În josul paginii. Cum se spune corect? Pană de vulpe în pălărie sau pe pălărie? Pană de vulpe în pălărie și pe pălărie? Sau pe pălărie? La pălărie. N-are vulpe pană. N-are vulpe pană, coadă. Cum poate rezista un om 10 zile fără să doarmă? Să nu doarmă. Să bea cafea, să nu închidă ochii. Simplu, doarme noaptea. Păi, dar doarme, cum vezi? Vă spus fără să doarmă. Fără să doarmă. 10 zile. Zile, corect. Păi, dar ziua are 24 de ore? Nu, dar pe ziua, eu n-am zis 24 de ore. De ce visează oamenii? Visează că ceea ce mi s-a întâmplat ziua, visează noaptea. De ce visează? De ce visează? Nu știu, mai blogat, zi. Ca să nu se plictisească în timpul somnului. Ce înseamnă un bărbat norocos? Un bărbat norocos înseamnă un bărbat care muncește și știe ce vrea. Dar o femeie norocoasă? Dacă te referi bancul cu soacra, da? Nu? Fica mea așa norocoasă, are un bărbat bun, o alintă, îi dă mâncare, îi duce în vacanțe, dă săracul meu ficior, îi cumpără vacanțe, o duce tot, săracul ficior. Deci, o femeie norocoasă înseamnă să fie iubită și să iubească, pentru că o femeie care nu iubește nu poate fi fericită. Un bărbat norocos este acela care poate câștiga mai mult decât soția lui poate să cheltuiască, dar o femeie norocoasă, aceea care s-a măritat cu acest bărbat. O întrebare de logică. Sunt trei camere în care ești obligată să intri și să alegi în care ai vrea să supraviețuiești. Camera 1, o cameră plină cu criminali înarmați până în gât care te-ar face praf deodată. Camera 2, o cameră plină cu lei nemâncați de 5 ani. Camera 3, o cameră cu gaz toxic. Care cameră ai alege ca să supraviețuiești? Lei de care? Lei. Lei nemâncați 5 ani. În ce sens? Lei care nu au mâncat, flămânți. Da. Așa, și gaz toxic. În prima ce ai spus chiar? În prima sunt criminali înarmați până în gât care te-ar face praf deodată. Păi ei sunt înarmați, tu trebuie să supraviețuiești. Care camera ai alege? Dar nu mai sunt camera în casa aia? Nu. Da, și într-o aia, nicăieri, nu știu. Dar tu n-ai încotro. Of, doamne, ia ceva șmecherie aici este. Aș intra în aia cu gaz toxic, pentru că femeia este și ea un gaz toxic. Răspunsul corect, în camera 2, pentru că un leu care nu a mâncat de 5 ani e mort. Da, și asta, dar știi, poate să prevățuiască.
Nu mai supraviețuiești. Intră tot 37 ani. Și ultima întrebare. Cum se numesc rudele papei? La Roma? Da. Rudele papei sunt italieni. Cum se numesc? Cum se numesc? Rudele papei, nu. Papei nu există în la lui. Papa Rude. Papa Rude. Dar cum se numesc rudele nașii papii? Nașa Rude? Nani Rude, cum nu? Păpănaș. Păpănaș, da. Îți mulțumesc. Andrei, Ilie. Națiunea lui Muhammad. Muhammad. Ce? Așa că... Și Ala. Utilă la berberit. Utilă la berberit. Ce asta, mă? Utilă la berberit. E frigălit, hai mai ceva de... Ce înseamnă asta? Popusul podelei. Podul. Drept. Împărat la ruși. Putin. Andrei? Medvedev. Păi nu vă motivează, țar. După tic? Ce? După tic? Tac. Cusut la poale. Așa pe la picioare. Așa pe la ouf. Tiv. Da. Cusut la poale este tiv. Da, eu nu am spus. Care a fost primul bărbat care a spus e nevoie de o femeie în casă? Primul bărbat? Da. A fost o saltată. Nu eu am fost. Nevoie de o femeie. Explicație. Meșterul Manole. Ei, lasă-l. După care luptă a murit Mihai Viteazul? Bună întrebare. Eu ți-am spus că nu știu. Și-o prea îngăvărit, știu? După ultima. După ultima. Corect. Place, până unde intră un iepure în pădure? Până vezuim. Vezuim. Până la jumătate, că de acolo iese. Cât este o, când este o găină mai grea? Când o umple. Când e cocoșul pe ea? Ei, da. Unde a fost semnată declarația de independență? Andrei? Ilie? Nu știu, tot acolo. În josul paginii. Josul paginii. O, tot. Cum se spune corect? Pană de vulpe în pălărie sau pe pălărie? Pe pălărie. Da? Da, vulpe are piene? Da, nu. Păi pe pălărie. Cum poate rezista un om 10 zile fără să doarmă? Răzbur, cafea. Simplu, doarme noaptea. Cum se numesc rudele papei? Papele rudă. Papa Rude, Papa corect. Rude, corect. Dar cum se numesc nașii papei? Papanașii. Bravo! Bravo, papanașii. Sărmă. Ilie, Andrei, vă mulțumesc. Sănătate. Pa, pa. Светом яркой звезды, ты был стержнем нашей любви. Națiunea lui Mahomet. Utilă la berberit. Scumă.
opusul podelei. Împărat la ruși. Împărat la ruși? Mai departe? După tic. Ala, după tic. Tic, tic. Ai înțeles, da? Hai, fac. Cusut la poale. De ce visează oamenii? Pentru că trebuie să viseze, să aibă realizare. Ca să nu se plictisească în timpul somnului. Depinde ce visează. Ce înseamnă un bărbat norocos? Are de tot. Dar o femeie norocoasă? Sunt trei camere în care ești obligată să intri și să alegi în care ai vrea să supraviețuiești. Camera 1, o cameră plină cu criminali înarmați până în gât, care te-ar face prăjitură imediat. Camera 2, o cameră plină cu lei nemâncați de 5 ani. Camera 3, o cameră cu gaz toxic. Care cameră o vei alege ca să supraviețuiești? Cum se numesc rudele papei? Răspuns, explicație, papa rude. Care a fost primul bărbat care a spus e nevoie de o femeie în casă? Primul bărbat n-a spus asta. Primul bărbat? Explicație, meșterul Manole. După care luptă a murit Mihai Viteazul? După care? La, după emii cu răspunsul, tot nu știi. După ultima luptă. Până unde intră un iepure în pădure? Iese. Până la jumătate, de acolo iese. Când este o găină mai grea? Când cucoșul e pe ea. Cum se spune corect? Pană de vulpe în pălărie sau pe pălărie? Cum poate rezista un om 10 zile fără să doarmă? Dar nu poate. De ce? Cine a stat pe spuse? Simplu, doarme noaptea. Mulțumesc, Ala. Dacă v-a plăcut acest video, nu aveți decât să dați un like, un coment și un share. Și desigur, să vă abonați la canal ca să fiți la curent cu toate noutățile.